Voi citi din 1 Petru, capitolul 5, versetul 5, partea B, o jumătate de verset, care zice așa: căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Ocupăm locurile. Există un păcat pentru care nimeni nu este pus deoparte. Ați văzut vreo persoană să fie pusă deoparte că e mândru? Noi știm, persoana este, cum zicea Marcu Nichifor, un pastor baptist. Dom'le, putea mândrie, Domnule, dar nu-l pune nimeni deoparte. Știm că persoana aia are păcatul ăsta. N-am întâlnit niciodată, n-am pus ca și pastor, ca și comitet a unei biserici pe cineva deoparte că este mândru, deși este primul păcat în cele 7 păcate capitale. Este păcatul care a venit direct din iad. Este păcatul luciferic. Este cancerul tuturor cancerurilor. Este portița care a deschis păcatul, care s-a deschis să intre păcatul în lumea aceasta. David spunea la un moment dat în Psalmul 119: păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, astfel voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Este păcatul care a transformat îngerii în demoni și frații în dușmani. De fapt, ce este mândria? Este prețuirea de sine peste măsură și atitudinea de dispreț și superioritate față de ceilalți oameni. Vă recomand o carte, de fapt este o autobiografie a lui Dorin Irvine, s-ar putea ca unul dintre dumneavoastră să o fi citit, De la magia neagră la Hristos, așa se numește cartea. Fata asta a crescut într-o familie cu un tată abuziv. Mama ei, la vârsta de 12-13 ani, i-a părăsit și a lăsat cu taică-sa. Tatăl ei a dus altă femeie care a fost la fel de abuzivă, a avut după aia doi părinți abuzivi, un tată și o mamă vitregă care abuzau de ea într-un mod fizic. A fost dusă cât a fost tânără, fetiță, la școala duminicală. Apropo, școala duminicală n-a fost concepută, inventată pentru copii din bisericile, din familiile creștine, ci fiecare, cum zicea la un moment dat Spurgeon despre puritani, că în momentul în care un tată nu își educa copiii în spiritul creștin, adică să învețe lucrurile elementare ale Bibliei, era scos în fața bisericii și disciplinat. Școala duminicală a fost concepută pentru copiii din familiile necreștine care nu pot să aibă parte de educație creștină. A fost dusă de mică acolo și la un moment dat, la vârsta de 13 ani, din cauza abuzurilor, a plecat de acasă. A ajuns prostituată, după aia regina vrăjitoarelor, preoteasa lui Satan, și la un moment dat era pe străzile Londrei și defila Armata Salvării cu William Booth, cu generalul William Booth. O mișcare de evangelizare pe stradă. Și atunci a auzit la un moment dat cântându-se cântări creștine. Și a adus aminte de copilărie și atunci s-a hotărât să se întoarcă la Hristos. Pentru că făcuse legământ cu diavolul, a dus o luptă pe viață și pe moarte. Venia diavolul la ea noapte și zicea în felul următor: dacă te întorci la Dumnezeu, te omor. M-a eliberat Dumnezeu de multe păcate, de mulți demoni care mă stăpâneau. Pentru că a venit un om al lui Dumnezeu și spunea ea, a vorbea cu demonii în altă limbă. Dar a durat eliberarea mea în jur de 6 luni de zile. Cei mai tari demoni care s-au ținut de mine, spunea ea, care era un lăuntrul meu, era demonul vrăjitoriei și demonul mândriei. Este păcatul care a stat la baza primei căderi din univers, când diavolul a zis: vreau să fiu ca cel preanalt. Este păcatul care a stat la baza pierderii Edenului. A fost cu aceeași ideologie cu care a avut-o diavolul înăuntru lui, a venit la primii oameni: dacă veți mânca din fructul oprit, veți fi ca cel preanalt. A fost păcatul care a stat la baza primei crime din univers, când Cain s-a dus cu frate-său, cu Abel,
Și a zis, bă, fratele meu, hai să spun ceva. Dumnezeu i-a zis lui Cain, Cain, ai grijă, păcatul este la ușa ta, dar tu să-l stăpânești. S-a dus cu frate-so și l-a ucis. Atunci, cum spunea cineva, a înțeles pentru prima dată Eva ce a însemnat pierderea Edenului. Dar acest păcat a fost numit de părinții bisericii și șarpele cu 1000 de capete. De fapt, ăsta este titlul predicii mele în această seară. Șarpele cu 1000 de capete. Pentru că el îmbracă multe forme. Prima formă despre care vreau să vorbesc simplu se numește iubirea de sine. În 2 Timotei, capitolul 3, Pavel spunea că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, adică vremuri cumplite, pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Augustin spunea că două mari cetăți au fost construite pe două mari iubiri. Prima cetate a fost construită de iubirea de sine. Și spunea el așa, prima cetate a fost construită pe iubirea de sine până la dispreț față de Dumnezeu. A doua cetate a fost construită de dragostea lui Dumnezeu până la dispreț față de sine. Trăim într-o generație egocentrică, într-o generație narcisistă, într-o generație a imaginii, într-o generație a egoiștilor. Oamenii egoiști n-ar trebui să se căsătorească. Într-o generație în care imaginea primează, eul primează, într-o generație în care oamenii se luptă să ajungă în față, într-o generație în care oamenii se luptă să ajungă pe primul loc, să se vadă numai ei, Domnule, numai ei să fie în centru închinării, numai ei să fie în centru predicării, numai ei să fie în centru rugăciunii, Domnule, totul să se învârtă în jurul lor. Ăștia sunt iubitorii de sine. Generația selfish, a selfie-urilor. În limba engleză este un derivat de la selfie, care înseamnă, sau selfish, selfie, selfish, persoană, individualitate, individ, egoism, egocentrism. Acest lucru a dus la o iubire de sine exagerată, care a devenit boală, o boală psihică. Pentru că sunt persoane în care dacă nu postează pe Insta, pe Facebook, domnule, nu pot dormi noaptea. Dacă nu au imaginea cu ei, nu pot dormi noaptea. Dacă nu, e ca un drog. Oameni buni, e ca un drog. E nebună lumea în care trăim. Fantastic de nebună. Un tânăr, citise despre un tânăr care și-a făcut 200 de poze într-o zi. Și pentru că n-a primit like-urile pe care le dorea la pozele acelea, vreau să vă spun că a căzut în depresie și a vrut să se sinucidă. Dragostea este de la Dumnezeu. Dar ținta ei poate să fie greșită, să fie sinele, eul. Este un curent pe care unii predicatori au început să-l predice. Spun în felul următor. Că nu poți să-L iubești pe Dumnezeu sau pe aproapele tău, dacă nu te iubești suficient pe tine. Dom'le, nimic mai fals. N-ai cum. N-are cum un om care se iubește pe sine să iubească pe ceilalți. N-are cum un om care se iubește pe sine să-L iubească pe Dumnezeu. Ordinea lui Dumnezeu e următoarea. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păcat este momentul în care răsturnăm ordinea aceasta lui Dumnezeu din univers, în care ne punem pe noi primii, pe Dumnezeu al doilea și pe aproapele nostru al treilea. Apropo, știți foarte bine că Dumnezeu nu se mulțumește cu locul 2, că dacă Dumnezeu nu e pe primul loc în viața noastră, nu va fi nici pe al doilea, nici pe al treilea, nici pe al patrulea. Cred că v-am mai spus aici că numai diavolul se mulțumește cu procente. El dorește procente din viața noastră, numai el. Numai el. Calea lui Iisus Hristos și chemarea lui Iisus Hristos este simplă. Lepădarea de sine. Știți că planurile lui Petru au căzut toate ca o chelărie.
Toată schelăria vieții lui Petru, când Iisus Hristos i-a zis în felul următor: Petru, va trebui să mor. La care Petru i-a zis: Doamne, stai un pic, hai încoace, hai mai în spate, te rog frumos. Cum adică trebuie să mori? Doamne, dar planurile noastre, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. La care Iisus a uitat la el și i-a zis: înapoi a mea, Satano, planurile tale sunt planurile oamenilor. Eu am venit să sufăr. Viața mea nu e o viață confortabilă. Eu am venit să mă sacrific. Viața creștină este viață de sacrificiu. Nu e o viață în care alții să se sacrifice pentru tine. Într-o căsnicie, ca ea să meargă, înseamnă că amândoi trebuie să moară. Și a zis Iisus: cine vrea să mă urmeze, să se lepede de sine, adică să moară față de ambițiile lui, față de planurile lui. Pentru că sunt două categorii de creștini: creștinul de la cruce și creștinul pe cruce. Pavel spunea la un moment dat: am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu. Eul meu nu mai tronează în inima mea. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trăiește în mine. Adică sunt două categorii de creștini. Este creștinul de la cruce și creștinul de pe cruce. Viața de credință înseamnă o luare a crucii în fiecare zi. În fiecare zi tu trebuie să te trezești și să spui: și astăzi sunt creștin. Și astăzi trebuie să mor față de ambițiile mele, față de eul meu, față de egoismul meu. Și astăzi sunt creștin. În fiecare zi când ne trezim, noi trebuie să ne trezim cu gândirea asta: sunt creștin și astăzi. Trebuie să mă plec după cruce, să-mi iau crucea și să o car după mine. Omul centrat pe sine sau pe imaginea lui, iubindu-și imaginea, face un altar în inima lui, un altar care îi se închină sieși însuși. Și asta este idolatrie. În momentul în care te iubești pe tine și ambițiile tale mai mult decât iubești pe Dumnezeu, oamenii iubitori de sine nu sacrifică nimic, nu sacrifică în biserică, nu sacrifică bani, nu sacrifică timp, nu sacrifică absolut nimic. Oamenii ăștia nu știu ce înseamnă sacrificiu, ci oamenii aceștia cred că totul se învârte în jurul lor. Indiferent că sunt patroni, indiferent că sunt predicatori, indiferent că sunt cântăreți, indiferent oricine ar fi, oamenii aceștia cred că totul se învârte în jurul lor, dar ei nu uită sau nu realizează că în lăuntrul lor au un altar care se închină lor înșiși. Doi. Un al doilea cap de șarpe este lăudăroșenia. Lăudărosul este o persoană care pretinde că are o măreție pe care de fapt nu o are. Este mândria de tip balon, umflată cu heliu prostiei. Este genul de om vizibil. Lăudărosul se laudă cu realizările lui, exagerând adevărul până la gradul în care nu mai are nicio bază reală. Păi ăștia știm, sunt foarte vizibili. Fără ei nu se face absolut nimic. Ei le știu pe toate, ei le fac pe toate bine. Ei știu cel mai bine cum se pun boxele, cum se pune ecranul. El este centrul discuției. Domnule, el este cel mai tare. Oamenii aceștia se laudă cu realizările lor, se laudă cu ceea ce fac, se laudă cu banii lor, se laudă cu o grămadă de lucruri. Exagerând adevărul până la gradul minciunii. Adică îl umflă. Îs umflați cu heliul acesta al mândriei, al prostiei. Știți că mai sunt unii care zice: frate, zice, nu să mă laud, dar nu să mă laud, dar Domnul m-a ajutat să citesc anul ăsta Biblia de 3 ori.
Fraților, dar nu să mă laud, nu să mă laud, dar vreau să vă spun că de vreo 4 zile postesc, numai apă beau. Era la un moment dat doi predicatori. O predicat unul, o predică grozavă. S-a pus acolo, m-aș pune eu lângă Dorel și a zis, băi, ce predică le-am tras ăștia? La care ăla zice, vezi ce predică le trag eu. Știți că momentul în care Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 12, vorbea la persoana a treia, când spunea, cunosc un om care cu 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. El n-a zis, bă, corintenilor, voi pe lângă mine sunteți niște găinușe pipernicite, eu sunt vulturul, voi, zero. Să vezi experiențele mele cu Dumnezeu, mă. Eu am fost până la al treilea cer. Știți că evreii aveau concepția de primul cer, ce vedem noi acum, aici, albastru ăsta frumos, al doilea cer, apropo de telefoanele mobile, fiecare biserică a trebuit să aibă un loc unde se pun la intrare, o găleată cu apă, cu o săgeată, puneți-le aici. Primul cer era cerul pe care îl vedem, atmosfera, pe urmă cosmosul, și al treilea cer era scaunul de domnia lui Dumnezeu. Pavel zicea, eu am fost răpit până la scaunul de domnia lui Dumnezeu. Am auzit cuvinte care nu este îngăduit unui om să le rostească. Și totuși vine el și spune, mă voi lăuda mai mult cu ce? Cu realizările spirituale? Cu pieptul spiritual umflat? Nu, mă voi lăuda mai mult cu slăbiciunile mele. Am învățat un lucru fantastic de la un om, de la un om al lui Dumnezeu. El mi-a zis, Marius, vreau să spun ceva. Nu te expune foarte mult. Nu ți expune viața spirituală, indiferent experiențele pe care le ai, unele sunt pentru tine personal. Nu le spune în public, ferește-te cât poți de mult. De ce? Pentru că s-ar putea ca oamenii, la un moment dat, să aibă o părere mai mare despre tine decât ești tu cu adevărat. Nu experiențele personale ne fac pe noi super tari. Ce felul în care ne știm coboră. Pe urmă este aroganța, un al treilea cap de șarpe. Ce aroganți sunt cel mai bine ilustrați în Noul Testament prin liderii religioși. Aroganța se manifestă prin disprețul față de ceilalți oameni. Aroganța este păcatul care se manifestă prin comparație. Totdeauna prin comparație. Sunt genul de oameni care sunt mândri de smerenia lor. Genul de oameni care par... Îi vezi și cum umblă, știți? Și cum vorbesc. Ei vor, dar în inima lor îi disprețuiesc pe ceilalți. Omule, ce genesă, apropo de, am fost, cineva m-a propus să mă duc într-o biserică undeva în județul Suceava și eu vin de la Sfânta Treime. Mi-au zis, a, de unde vin, de la Sfânta Treime? Nu, domnule, ia-ți firește. Pentru că oamenii ăștia se compară tot timpul, își compară realizările spirituale, își compară cântările, își compară predicile. Domnule, unii oameni cred că numai felul lor de a predica e bun, restul... La trash, la gunoi, nu contează. Nu contează. Ei cred că numai felul lor. Aroganții trăiesc tot timpul prin comparație. Fariseul și vameșul. De câte ori după un succes spiritual, știți cum e? V-ați privit, prietenii, nu de jos în sus, ci de sus în jos. De câte ori după acțiune spirituală, după un succes, am avut tentația să ne credem mai buni ca alții. Arogantul este omul care prețuiește mai mult forma decât esența.
îmbrățișează forme și calcă principii în picioare. E dureros. Trăim vremea în care oamenii îmbrățișează forme, dar calcă principii. Am fost într-o biserică, bine că a trecut campania electorală și... cu primarii vorbesc. Am fost într-o biserică și am venit ca la dumneavoastră, în cărădăcine baptiste, m-am spus, n-am murit. M-a chemat un băiat, i-am predicat și la nunt anul trecut. Anul ăsta, nu el a născut, nevastă sa. M-a chemat și a zis, Marius, te rog frumos să vii. Și era o biserică bună. Și am intrat în biserica aceea, așa cum vedeți acum, am intrat cu cravată, cu tot, cu geantă frumos, cu tabletă. Cu... mă pun lângă păstor, se uită la mine. Frate, zice, în biserica asta nu se predică cu cravată și cu verighetă. Dă-le jos, zice, dacă vrei să predici. Și sunt băiat ascultător, mă supun, mi-am dat jos frumos verigheta. Acum nu mi-o mai pot da jos, nici să vreau. Am căzut pe degetele astea și e pecetluită pentru totdeauna. Și am zis, mi-am dat jos frumos verigheta, mi-am dat cravata, le-am pus în geantă și am predicat. Ca să mă uit pe o filmare de la ei de la biserică, că l-au invitat după prietenul meu Mihăiță la o Mihăiță Dănilă, la o evangelizare, l-au pus pe președintele Consiliului Județean la amvon. Ce credeți că avea pe mână? Dita mai verighetă, frate. Și am zis, bă, bine mă, că pentru unii se poate și pentru alții nu se poate. Știți ce mă doare cel mai mult? Că am început să compromitem amvoanele. Păi, dar bun, ce caută un netăiat împrejur? Ce caută un om care n-are nicio treabă cu Dumnezeu? Ce caută la amvonul bisericii de unde ar trebui să vorbească Dumnezeu? Păi dacă în biserica ortodoxă nu intră preotul, ascultați-mă, preotul nu intră fără straiele preoțești în altar, în Sfânta Sfintelor lor, nu intră acolo. N-are ce căuta. Bun. Catolicii au masa frumoasă. Pe noi ne reprezintă amvonul. În momentul în care am compromis amvonul, am compromis bisericile. Dar oameni buni, aroganții sunt oamenii care pun accentul pe formă. Domnule, n-ai voie cu cravată, n-ai voie cu verighetă, dar să calci principii în picioare, principii biblice solide, le pot călca. C.S. Lewis spunea la un moment dat că un om care predică, cântă, dă îndemnuri, face filantropie, pune bani la coletă, își dă zeciuiala, își dă jumate din salar, își dă și este arogant, adică trăiește prin comparație, este mai aproape de ea decât o prostituată. Cerul va fi un cer al surprizelor. Am spus, oameni la care te-ai fi așteptat să ajungă acolo nu vor ajunge și oameni la care nu te-ai fi așteptat niciodată să ajungă acolo vor ajunge, pentru că Hristos spunea, vameșii, prostituatele, păcătoșii vor intra înaintea religioșilor. În momentul în care vom intra în formalism religios, vom pierde libertatea Duhului lui Dumnezeu. Vom pierde prezența Duhului lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu ne va lăsa în religia noastră pentecostală, ne va lăsa în religia noastră bună, ne va lăsa cu doctrine bune, ne va lăsa cu programe extraordinare, ne va lăsa cu filmări, ne va lăsa cu cântări, ne va lăsa cu ce vreți voi și nu va mai lucra. Patru, e invidia dacă aroganța se manifestă prin comparație, invidia se manifestă prin competiție. Invidia totdeauna va intra în competiție cu ceilalți oameni. Știți că cancerul acesta a pătruns în biserici? Și nu mă feresc să o spun, a pătruns în biserici. Noi nu trăim
prin competiție, ci prin completare. Nu există o cântăreață mai bună ca alta. Nici nu sunt predicatori buni sau răi și pregătiți și nepregătiți. Asta e toată diferența între predicatori, cei pregătiți și cei nepregătiți. Nu există predicatori buni sau răi. Invidia se manifestă prin competiție. Totdeauna îl vei privi pe fratele tău ca un bun competitor, nu ca unul care te completează și știi ce vei hotărâ să-l faci? Simplu să-l vorbești de rău. Așa se manifestă. Veți găsi totdeauna invidia lângă ucidere. Păcatul cainic. Acum nu mai folosim cuțit, dar folosim vorbe. Ce părere ai să-l implicăm la cântare pe... și ăla... Vezi de treabă, nu mi se pare spiritual omul ăla, mi se pare... Ce gândești să-l chemăm pe predicatorul cu tare? Ăla, vezi de treabă că... Și știți unde e cel mai bun mediu unde se manifestă păcatul acesta cel mai grosolan? În mediul online, pe rețele de socializare. Predică Dorel, știți că când predicăm se împart internetul în două, în pro și contra. E o bătălie pe comenturi. Acolo, unii, Dorel e omul lui Dumnezeu, alții, Dorel, alții, Marius e omul lui Dumnezeu, Marius e o umblă după bani. Totdeauna vei căuta să-ți ucizi cu vorba, să-l ucizi pe fratele tău. Uitați, știți cum putem să ne testăm? Într-o zi a venit un băiat tânăr la mine și mi-a zis în felul următor, Marius, oare eu de ce nu mă pot bucura de succesul celorlalți? Simplu. Ești invidios. Ăsta este testul suprem. Dacă te poți bucura de succesul fraților tăi. Dacă nu te poți bucura de succesul fraților tăi, atunci ai o problemă în inima ta. Ai o problemă în inimă. Dacă nu te poți bucura acolo de succesul fraților tăi. La un moment dat, știți foarte bine povestea în care David era cu zecile de mii, cântau femeile. Lui David i-au dat zecile de mii, lui Saul miile. Care a fost atitudinea lui Saul? Să-l ucidă pe David. Care a fost atitudinea fariseilor și a cărturarilor? Știți că unul dintre motivele pentru care l-au pus pe Hristos între cer și pământ a fost invidia? Știți de ce în momentul în care păunița face ou, păunul este luat? Pentru că păunul totdeauna va ciocăni oul. Știți de ce? Pentru că el crede că din oul acela iese unul mai frumos decât el. De câte ori, cercetându-ne, n-am vorbit pe cineva de rău, nu din cauza unei fapte chiar rele pe care a făcut-o, ci pur și simplu pentru că ne-a pușcat inima de invidie. Hitler era atât de invidios încât dacă mergea la o nuntă, vrea să fie el mireasă. Dacă mergea la o onomastică, vrea să fie el sărbătoritul. Și dacă mergea la o mormântare, vrea să fie el mortul. Pentru că tot timpul își dorea să fie el centrul atenției. Se vede în competiția dintre slujitori. Oameni buni,
Îți de acord cu comitetele. Îți de acord cu comitetele în biserici, dar să fie format din trei. Eu și încă doi. Unul din ei să fie mort și altul bolnav. Înțelegeți? Ne ferească Dumnezeu din 4-4 ani când trebuie să în bisericile noastre să fie alegeri și realegeri, Domnule. Vai! Vai! Să vezi acolo pe familie, să vezi acolo pe-a dreptate, fratele, am avut un sfânt la noi, fratele Lisei Rus, a fost un pionier, un pionier al pentecostalilor. A ajuns într-o biserică și te urma să predici, a fost chemat. O biserică în care se luptau, frate, pentru scaune. Bine că nu aveți. Se luptau pentru scaune. Și fac o paranteză. Dorel, bine că nu aveți, că dacă aveți musafiri, nu poți să-i chem în față. Și eu zis, bă, fraților, m-am întâlnit cu diavolul venind la voi. Dar stai să vedeți ce avea. Avea un scaun, un braț plin de scaune. Și l-am întrebat, bă, drace, ce faci tu cu scaunele astea? Deci mă duc să le dau în biserica cu tare, domnule, că nu le ajung. Nu le ajung. Vreau să mă apropiu de încheiere și pe urmă să ne rugăm. M-am spus că știți de unde am rădăcini baptiste? Vin din biserica baptistă la pentecostale. Nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău. Dar venind din biserica baptistă la pentecostal, știți că baptiștii au așa un feeling așa de superioritate, știți? Ăla. Că ești mai de mult. Că ești mai, predici mai cristocentrice, expozitive. Noi, până unde multă vreme, frate, ce predici? Nu știu. Începa cu Geneza, ajunge în Apocalipsa și înapoi. Dar, ce era interesant, păi se pocăiau oameni. Se pocăiau oameni. Nu zic că trebuie să ne întoarcem înapoi. Nu. Dar, în Biserica Baptistă, mă ocupasem de o biserică acolo. De la 3 membri deja a început să se mulțească. De când m-am întors la Dumnezeu, m-am avut o singură dorință, să-L slujesc pe El. Numai mi-am întâlnit soția de la pentecostali și eu n-am vrut să o vin la pentecostali. Am vrut să o duc în biserica mea, biserica baptistă. Numai că cu vreo 3 săptămâni înainte de nuntă, Dumnezeu încurcă planuri. E un încurcă planuri. Știți că Dumnezeu, una dintre specialitățile lui Dumnezeu este să ne încurce planurile noastre. M-a botezat cu Duhul Sfânt. Zic și eu ca americanii, praise the Lord! Și n-am mai putut merge. Am venit în biserica pentecostală, neica nimeni, vorba olteanu. Băi, mă uitam, oamenii care erau tineri, care erau puși de vârsta mea să predice, și am zis, băi, eu pot să, gândeam, nu spuneam, băi, eu pot să predic mai bine ca ăștia. Nimeni aproape nu mă băga în seamă. Adică, eram pus, har Domnului cu păstorul care a ieșit la pensie, fratele Viorel, că a văzut ceva bun în mine. Dar era o luptă în viața mea fantastică. Eu sunt mai bun ca și cu tare. Mă comparam cu ăla. Mă uitam la ăla. Eu sunt mai bun ca ăla. Și a trebuit... Știți că mândrie este păcatul care omul nici nu-și dă seama că l-are. A trebuit Dumnezeu să trimită într-o zi un bărbat din Austria, un predicator din Austria, să-mi vorbească mie. A predicat omul acela și când a început să predice,
m-am întrebat ce are omul ăsta cu mine. Ce are de-a face omul ăsta cu mine? Ce vrea cu mine? Parcă numai mie îmi vorbea, îmi venea să mă bag sub banca de la biserică de la noi. Mi-am dat seama că Dumnezeu îmi vorbea și îmi spunea: Marius, tu ai o problemă a inimii de care eu vreau să te eliberez în seara asta. De asta am trimis un om din Austria. Când a terminat omul ăla de vorbit, ascultați-mă, m-am tulburat, dar mi-am dat seama că Dumnezeu avea de-a face cu mine, Dumnezeu vrea să mă elibereze de povara pe care o purtam, de în competiția în care eram, de comparație, de mândria vieții mele. Nu i-am spus odată lui Dumnezeu: sunt mândru, ai milă de mine, Doamne. Mă lupt cu invidia, mă lupt cu mândria, mă lupt cu comparația, mă lupt cu o grămadă de păcate. Cum zicea un păstor: nu știu dacă a fost un păcat care să nu treacă prin minte. Când a terminat omul ăla de vorbit, m-am uitat după el cum e biserica noastră mare, până s-o, până au ieșit toți oamenii, nu l-am mai văzut. Am vrut să mă duc să-l strâng în brațe, să-i spun: pentru mine, omule, te-a trimis Dumnezeu. Pentru mine. Pentru mine. Pentru mine. Poate ești prea mândru să te pocăiești. Poate până acum n-ai văzut că ești bolnav. Spunea Iisus Hristos: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, cei care recunosc că au cancer. Oricum toți oamenii au cancer spiritual, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Există două categorii: unii care recunosc și alții care nu. Unii care spun: suntem niște nenorociți, fă ceva cu noi, Dumnezeule, ai milă de noi, eliberează-ne, schimbă-ne, nu mai putem să trăim așa. Și există harul acesta tainic al lui Dumnezeu care lucrează. Nu știu cum lucrează, că m-a întrebat cineva odată: cum lucrează Dumnezeu în inima omului? Habar nu am. Dar știu că Dumnezeu are clicul lui. Nu știu cum lucrează, nu văd când lucrează, dar îi văd efectele. Văd oamenii că sunt liberi, văd oamenii că sunt bucuroși, văd oamenii că slujesc pe Dumnezeu, văd oameni care din viața cărora au căzut lanțuri grele. Mândria este canalul tuturor nenorocirilor prin care au intrat în lume. Este canalul prin care a intrat curvia și uciderea și toate nenorocirile astea pe care le vedeți în lumea asta. A fost ușa mândriei. De asta spune Dumnezeu: eu stau împotriva celor mândri. Și cine ar vrea ca în seara asta să-L aibă împotrivă pe Dumnezeu? În seara asta trebuie să mă prăbușesc înaintea Lui și să-I spun: Doamne, în nimicnicia mea de om, iartă-mă ori de câte ori am ciuntit, am furat din slava Ta. Pentru că adevărată smerenie, am înțeles-o greșit. Am furat de la alții o smerenie mândră. Smerenia nu înseamnă să umbli ca un pipiric și să spui: sunt un nimic, sunt un nimic, sunt un nimic, frate, nu, sunt nenorocie, sunt un nimic, sunt un vierme de om. Și adevărata smerenie recunoaște că ești un om al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl folosește, că ești un cântăreț bun, că ești un predicator bun, că ești un proroc bun, că ești un om al lui Dumnezeu, un administrator bun, dar pentru toate dă slavă lui Dumnezeu. Adevărata smerenie se bucură de darul pe care Dumnezeu îl dă. Nu pot să mă duc de la o biserică în care Dumnezeu a eliberat oameni și a mântuit oameni să spun: ce să faci? Doamne, toată slavă. Oameni buni, știți cum mă duc de acolo? Aleluia! Glorie ție, Iisus! Glorie ție că lucrez! Glorie ție că mi-ai făcut parte de harul acesta să fiu lucrător împreună cu Tine! Dar pentru toate aceste lucruri, mă prăbușesc înaintea Ta și spun: ale Tale sunt toate, Doamne! Gloria Ta, slava Ta, împărăția Ta, închinarea Ta, eu sunt al Tău, tot! 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 Cum spunea regretatul Duculescu:
Suntem atât de plini de vanitate. Suntem atât de goi de Dumnezeu. Ne suntem singuri sursă de dreptate, clădind un turn pentru mărețul eu. Din iad, nici Dumnezeu nu te mai scoate. El scoate iadul din lăuntrul tău. N-ai vrea ca în această seară să scoată Dumnezeu iadul din lăuntrul tău? N-ai vrea ca în această seară Dumnezeu să scoată mândria din lăuntrul tău? Să scoată aroganța, rudărușenie, invidia, iubirea de sine, care te macină, te frământă, te afrânt. Din iad, nici Dumnezeu nu te mai scoate. El scoate iadul din lăuntrul tău. Tu stai o clipă dar și te socoate, te încrede în singurul ce poate să pună în colț de rai, să pună Duhul Lui, să pună lumina Lui, să pună eliberarea Lui, să pună prezența Lui, să pună puterea Lui, să pună gloria Lui, să pună slava Lui, să pună un om, un sâmbure al închinării pe care să-L dezvolți, să fie un închinător al Lui Dumnezeu, în lăuntrul tău să-L pună. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Diavolul te urcă coborându-te. Dar Dumnezeu te coboară urcând. Diavolul te duce pe un munte înalt și te face praf de acolo, îți dă drumul. Chiar prin lucrurile spirituale. Închină-te mie, a zis lui Iisus, și îți dau totul. Te duce pe un munte înalt unde crezi că ești, ai atins apogeul vieții, Everestul vieții. Și când crezi că l-ai atins, tu nu știi că ești în aer. El face odată așa. Și te-ai prăbușit, te-ai sfărmat. A fost întrebat odată Augustin despre Augustin. A întrebat cineva sau despre Sfântul Assisi, iertați-mă, Francis de Assisi. A fost întrebat cum de reușește să le facă pe toate. Și răspunsul a fost așa: Dumnezeu s-a uitat din cer la un om în care a zis așa: pentru ceea ce voi pune în el, el nu se va mândri. A căutat un om 100% dedicat lui și într-o zi, într-un sat de lângă Florența, a ajuns Francis de Assisi și istoria zice că era pur și simplu îngrozită de un lup care ataca noaptea, ataca ce prindea. A ajuns Francis de Assisi, frații i-au zis: ai grijă de lup? Și au zis: ce lup? Deci este un lup care ne atacă. Au zis: nu, mă duc să vorbesc cu el, au zis. Și au zis: mă, omule, ești nebun, cum să mergi să vorbești cu lupul? Mă duc să vorbesc cu lupul. S-a dus în pădure și a pierdut urma, a stat o vreme și au zis: la papa lup, au zis. După o vreme vine Francis de Assisi cu lupul ca un câine după el. Și a zis așa: am vorbit cu el și din momentul ăsta a zis că nu vă va mai face niciun rău. Și de atunci lupul a fost câinele localității. Vrei ca Dumnezeu să te folosească? Simplu. Va trebui în seara asta să recunoști că ești bolnav. Să recunoști mândria din viața mea. Să recunoști că ai nevoie de prezența și harul lui Dumnezeu. Să te prăbușești. La vremea potrivită, Dumnezeu zice: vreau să te folosesc. De a înțelege că Dumnezeu nu folosește oamenii care au pieptul scos, ci oamenii care știu să aștepte voia lui Dumnezeu și momentul în care Dumnezeu dă start. Mi-a zis cine un om al lui Dumnezeu odată: Marius, să nu iei înaintea lui Dumnezeu.
ai grijă să nu iei înaintea lui Dumnezeu. Așteaptă semnalul pe care ți-l dă Dumnezeu și apoi pornește. O cursă este câștigată atunci când pornești după momentul în care se dă startul, nu înainte. Poți să alergi de nebun înainte să dea startul, să puște din pistolul ăla și ai pierdut cursa. Dar în momentul în care aștepți semnalul lui Dumnezeu, acel început, acel start, vei ajunge cu bine la sfârșitul vieții tale. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei să te prăbușești între scaunele alea, fă-l. Poate mândria te-a împiedicat până acum să ai o căsătorie fericită, căsnicie fericită, egoismul, eul tău. Poate invidia sau aroganța te-a împiedicat până acum să-ți iubești frații și ai fost un fățarnic. Cu buzele ai zis, fratele meu, te prețuiesc, dar cu inima, nu. Poate ai trăit prin competiție. Ți-ai privit frații ca și niște competitori. Recunoaște înainte lui Dumnezeu păcatul acesta. Și vreau să spun ceva. Așa cum ai eliberat pe mine Dumnezeu acum vreo 10 ani de zile, poate mai bine, Dumnezeu are aceeași putere să elibereze viața ta. Poate ești prea mândru să te pocăiești. Dar Dumnezeu niciodată nu va fi compatibil cu mândria vieții tale. Nu vrei? Dumnezeu zice, faci ce vrei, oricum. Doar atunci când suntem zdrobiți și spunem că vrem să depindem de El și fără El nu putem face niciun pas, doar atunci Dumnezeu va veni, îți va dărui har. Vreau să mergem înaintea Domnului Dumnezeului vieții, să rugăm ca Domnul să își pună mâinile peste noi. Și eu am nevoie. Și eu am nevoie. Să nu credeți că dacă stau în fața dumneavoastră n-am luptele mele, le am. Și câteodată nu-s ușoare, câteodată-s grele. Câteodată-s pe viață și pe moarte. Câteodată zic la Dumnezeu că nu mai pot. Câteodată pot prea bine. Și eu am nevoie de atingerea Lui. Și eu am nevoie de puterea Lui. Și eu am nevoie de prezența Lui. Și eu am nevoie de atingerea Lui. Acea atingere în care să îmi umple viața numai de El. Eliberează-mă, Doamne, de mine și umple-mă de Tine. În numele Lui Iisus Hristos, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în această seară, momentul acesta. Nu poruncesc eu Duhului Sfânt ce să facă. El este Domnul. Dar te rog, Doamne, în numele Lui Iisus, pe baza jertfei Lui, a mijlocirii Lui în momentul acesta, te rog, atinge-te de oamenii care au nevoie să fie atinși în numele Tău, Doamne, Dumnezeul vieții. Eliberează-ne de noi înșine, eliberează-ne de toate legăturile cu care diavolul ne-a legat și unii sunt legați în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Puterea Ta este mare, Doamne, puterea Ta este mare, Doamne, puterea Ta este mare, Dumnezeule. Te rog, ai milă de noi, ai milă de noi, ai milă de noi și mai lasă sângele Tău scump să curățească inimile noastre, buzele noastre, mințile, ochii noștri, mâinile noastre, numele Lui Iisus Hristos, Fiul Tău. O, îți mulțumesc pentru harul pe care L-ai revărsat. Îți mulțumesc că Duhul Tău este aici. Îți mulțumesc că El lucrează. Îți mulțumesc că naște oameni din nou. Îți mulțumesc că eliberează și despovărează. Îți mulțumesc că ne umple de Tine. Îți mulțumesc că lanțurile cad în numele Tău, Doamne, în numele Tău, nu datorită predicilor noastre neapărat, nu datorită elocvenței noastre, Doamne Dumnezeule, ci datorită numelui Tău mare. Te rog, din dragoste pentru Tine, Doamne, lucrează în seara asta. Mergem și ne rugăm înaintea Lui.